Pizza fährt ab. Și la pagina 1076 citim din Fapte, capitolul 15, de la versetul 36 în jos. Se poate și afișa textul acesta. Cuvântul Domnului spune în felul următor. După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba să ne întoarcem și să mergem pe la față din toate cetățile care am vestit cuvântul Domnului ca să vedem ce mai fac. Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan numit Marcu, dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia și nu îi însoțise în lucrarea lor. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la cer. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat după ce au fost încredințați de frați în grijă Harului Domnului. Amin. Vă rog frumos, luați lucrurile. În seara aceasta, Domnul mi-a pus pe inimă acest cuvânt și aș vrea să împărtășesc prin Scriptură gânduri binecuvântate despre Marcu, sau metamorfoza iubirii, transformarea iubirii. Pentru că, după cum vom observa, Marcu a fost caracterizat de câteva tipuri de iubire maturi, dar apoi a primit din partea lui Dumnezeu o iubire deosebită pe care o dovedesc la fiecare dintre noi. Țin minte că eram tânăr, pot să spun chiar copil, și Lăgătluj era un frate cu numele de pentru mine o descoperire foarte interesantă. În prima fază spunea el că a văzut un sol al lui Dumnezeu cum m-a luat de mână și m-a dus într-o sală mare de arme. În sala aceasta erau tot felul de arme care pot să fie închipuite pe pământul întreg. Și solul Domnului mi-a spus, uite, poți să alegi ce vrei tu din armele astea și arma respectivă pentru Domnul Dumnezeu. M-am uitat acolo, am văzut săbii frumoase, sulițe, scuturi, alte feluri de arme. Și am zis, îmi pare rău, așa mi-e de greu să aleg, că mai bine las pe Dumnezeu. Solul Domnului s-a întins, a luat dintr-un raft care era acolo un obiect. Zice că era ca o minge, așa mică, albă, și-a zis, asta este arma pe care Dumnezeu ți-o dăruiește ca să lupți pentru el toată viața. Și zice fratele, a zis Domnul că este arma iubirii. Și atunci când Domnul va veni să te învăță în vreun fel, Domnul prin arma aceasta va isca în jurul tău o ceață bună. Dacă Domnul nu te va vedea și nu te va putea lovi cu săgețile arzătoare ale ispitelor lui. Oarecum, în prima fază m-am nemulțumit. Așteptam și eu să am ca lumea, așa, mai mare, mai cu efect, mai cu forță. Dar după ce am stat puțin și am meditat, mi-am dat seama că degeaba am putere ca lui Samson. Degeaba am o sabie ca cea din basmele noastre, a lui Făt Frumos, sau ca Excalibur, sau mai știu eu ce sabie puternică, se taie și am orice armă posibilă. Și dacă n-am iubire, l-am pierdut pe Dumnezeu care este de armă. Având iubirea, l-am pe Dumnezeu. Și Dumnezeu este arma cea mai puternică din lumea aceasta. Să fie Domnul.
Și am văzut în situații extreme, fraților și surori, și iubiți tine, când trebuia să iau hotărâri și am luat hotărâri nu după Domnul Dumnezeu. Am văzut că Domnul nu și-a luat iubirea și harul de la mine. Și când eram pe margini de prăpastie și am început să plâng și să spun, Dumnezeule, am pierdut tot, dar iubirea de tine n-am pierdut. Haideți să ne uităm la acest copil, la acest tânăr cu numele de Marcu. Trage o concluzie din fapte din capitolul 4 și Coloseni capitolul 4, în care sunt două texte care vorbesc despre interiorul lui Marcu. Și acest Barnaba era levit de neam din Cipru. De aici ne dăm seama că acum istoria este foarte interesant. Nu spune numele de Marcu din cauza că tatăl lui era fie roman, fie și-a cumpărat dreptul acesta de cetățean roman. Și atunci și-a preluat și el nume de roman. Îl chema și Ioan și că Iohanan înseamnă Dumnezeu Dumnezeu, un nume frumos. Dar alții vin și spun în felul următor, îl chema Marcus, pentru că limba latină Marcus înseamnă neîndemânat. Și plus că în istorie Eusebiu și alții istorici ai bisericii îl numesc Colobodactilos, adică cel care și-o ciuntit degetul. Și se presupune că din momentul care el s-a creștinat și a ciuntit un deget ca să iasă din preot, să fie lovit în problema aceasta a apartenenței lui la tabla leviților. Nu știu exact care este adevărul, eu doar puntez așa câteva lucruri despre el. Ceea ce este foarte important în dreptul lui și ce știm cu adevărat despre el este faptul că l-am soțit din această călătorie prima călătorie misionară. Dar foarte ciudat că la un moment dat, pe la jumătate sau poate pe la sfertul călătoriei, a primit călătorie misionară, a venit și un preot pe misiunea și se întoarce la Ierusalim. Este a doua călătorie misionară a lui Pavel. Ce trece în capitolul 15 cu versetul 36, capitolul 18, Pavel e așa de supărat și spune lui Barnaba, știi ceva? Nu mai luăm pe Ioan zis, numit Marcu, pentru că data trecută ne-a părăsit și nu avem în el un om de nădejde. Te rog frumos, hotărăște de ce se face. Și atunci Barnaba, fiind și vorbă, Marcu, îl face mai după ce spune Pavel în Iopisila, pentru că nu se face mai multe probleme. Ceea ce vreau să punctez aici, tema mea din seara aceasta este iubirea imatură pe care a avut-o Ioan zis Marcu. Este, ce să zic eu, dacă luăm și citim Biblia și vedem puțin în urmărând pe Marcu, este o caracteristică, nu sunt mai multe caracteristici ale tineretului din vremea noastră și nu numai, că mă refer la tinerii de pe bănci de aici. Pot să fie printre ei niște copii care au crescut în credința creștină, născuți de Domnul din nou, botezați cu Duhul Sfânt la vârstă fragedă, cum am auzit din copil din zona voastră, că la 11 ani a primit și dar de prorocie, mare lucru, slăvit să fie Domnul, se poate asta. Dar ceea ce vorbim în seara aceasta se referă la cei imaturi spirituali și pot fi de 40 de ani tot în biserică, încă pe Domnul care le transformă sau pot fi de o lună, de două, de un an, de doi, la credință și nu sunt imaturi, nu sunt imaturi spiritual. Și Biblia referindu-se la Marcu, în următor.
Avea iubire de aventură. Dar iubire de aventură are o iubire imatură. O iubire de Dumnezeu imatură. Îl găsim pe Ioan Marcu și lui nu-i rușine. În Evanghelia pe care a scris, pe care o cunoaștem, undeva în capitolul 15, vorbește despre arestarea lui Hristos. În noaptea vânzării, un tânăr îl urmează pe Hristos de departe, puțiva în spate, avea și el, nu știu, o velitoare, și la un moment dat, soldații pun mâna pe el, dar nu chiar pe el, ci pe velitoare, și el a fugit, a scăpat. Se presupune, pentru că nu dați seama, în biserica primară se cunoștea unul pe altul. Ce era asta greu lui Marcu să scrie cu tare a fost în acela. Dar când era vorba de el, a spus lucrul acesta și totuși a notat acest incident. Doar el îl cunoștea. Pentru că a fost vorba de el. Uite, iubire de aventură. Asta era o iubire imatură la omul acesta, la tânărul acesta. Țin minte că era un copil și pe bărții de un tânăr, nu mai era chiar atât de tânăr, dar totuși era un peste 22, 23 de ani. Și se uita, stătea de obicei pe ultimele bănci din biserică. Și când se termina biserica, se uita la frate cu fială, cu rușine. Și când se apropia vreunul de el, da mâna cu el, îl salute, el începea să plângă, să spunea, mă bucur că mă bage în seamă. Frații s-au dus și s-au apropiat de el și l-au întrebat, dar care-i problema? Spune-ne puțin despre tine. Și am aflat povestea lui, îl chema Daniel Rus. O familie bună de credincioși ortodoxi, dar cu prietenii lui din dorința de aventură, nu că ar fi avut nevoie de bani, că stăteau bine din punct de vedere financiar. Se duceau și spărgeau mașinile și jefuiau tot ce găseau de repede. Și asta era distracția lor. Le plăcea să se distreze. Că după aceea casetofoane și altceva, probabil că le arunca, dar le plăcea să se distreze. A fost prins de poliție, dus la interogatoriu, i s-a făcut dosar, i s-a spus că dacă va mai călca, legea va fi aspru pedepsit și a zis el, mulțumesc, o să respect ce mi-a zis, mă tem, vreau să mă duc la părinții mei acasă. Și pe drumul de întoarcere spre casă a mai spart o mașină. Și poliția era pe urmele lui. Și imediat l-au arestat, l-au dus, l-au luat la Gherla. Și stă băiatul ăsta la Gherla și acolo vine cineva și vin cei ai casă și spun, băi, ne-ai făcut de rușine, vai de tine, așa, așa, așa. Și cineva dintre ai lui, nu știu exact cine, s-a apropiat de gratii și a zis, uite, ți-am adus un nou testament. Pe tine numai Dumnezeu te mai poate salva. Și a luat un nou testament. Și-a luat tânărul ăsta Biblia și a început să-l caute pe Domnul cu sete în închisoare. Au început colegii lui de carceră să râdă de el, să-l îmboldească, să-l împungă, să-i dea peste cap. El se ascundea sub pături. Dumnezeu este dinamita lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu, n-a fost nevoie de niciun pastor, de nicio predică, de nicio prorocie, de nimic. Și Dumnezeu l-a născut din nou în închisoare în Gherla. Și a venit la noi, la biserică, un tânăr transformat, un tânăr schimbat și Duhul Sfânt l-a ales și a vorbit după aceea. S-a căsătorit cu o fată foarte mică din biserica noastră, a făcut teologia și astăzi este omul lui Dumnezeu pus în biserica lui Dumnezeu să studiască. Uite, Domnul și dorința și iubirea de aventură, unde l-a dus pe mântână? Spune istoria bisericii despre Origen, că și el a avut o dorință de aventură. A lui măcar era cu intenție bună, a vrut să
martir pentru Hristos și-și căuta hainele să le ia, să le îmbrace și să fugă pe arenă. Și maică-sa i-a spus hainele și așa avem scrierile lui, ale lui Origen. Altfel ajungea pe arenă și era martirul Domnului, dar intenția a avut-o. Nu știu, dorință de aventură, probabil o dorință bună, nu știu exact ce a fost acolo. Eu țin minte că în viața noastră, la biserica lui Dumnezeu, de rugam, care cântam, a apărut la un moment dat dorința asta de aventură. La noi acasă, părinții aveau mult de lucru, foarte mult. Aveau 3 hectare la Valea Florilor, aduceau în câmpie puții de unde provin și unde mai îmi sunt frații mei, părinții mei, aduceau remorci întregi de produse de pe câmp și trebuia să stăm și să lucrăm. La un moment dat le-am lăsat pe părinți baltă acasă și le-am zis așa: dragi părinți, vă respectăm, vă mulțumim pentru tot ce faceți pentru noi, dar noi mergem pentru Domnul, mergem în lucrarea Domnului. Și am lăsat baltă cu lucrul, cu tot lucrul care trebuia făcut în ziua respectivă și am plecat în misiune, în lucrarea lui Dumnezeu. Părinții noștri ne-au zis: băi, mergeți, prima misiune e acasă, să asculte de tata și de mama și de părinți. Stați aici și ascultați de noi. O să vă lăsăm noi mâine după ce terminăm campania asta agricolă. Noi, nu, Domnul, voi nu vă împotriviți Domnului. Lăsați-ne, mergem în misiune, așa trebuie. Și am plecat. Ce și surori, ne ducem cu mașină, cu frate, am târziat la lucru și mergem și numai ajungem la destinație. Ne-am rătăcit în 3 ori. Trebuia să mergem în județul Alba, undeva într-un loc, în Roșia de Secaș. N-am mai găsit localitatea asta. Am ajuns prin media și ne-am dus de acolo nu știu unde. La un moment dat un om zice: băi, luați-vă după mine. Atunci nu era GPS ca acum. Oamenii erau GPS-ul nostru. Ne-am luat după omul ăsta și ne-o dus și la un moment dat intră într-o munte de casă. Băi, ce să facem? Mergem mai departe. Și ajungem undeva pe un vârf de deal și scria un indicator spre rampa de gunoi. Uite unde ajunge cel care nu ascultă de părinți. Asta ne-a fost nouă învățătură de minte. Eram eu cu fratele meu, dorință de aventură ca să marcă. Să mă duc noaptea, nu să mă vadă soldații, poate s-or speria, ori crede că e o stafie, că îi sperie cineva, bau-bau, cum zic copiii. Și ori fugi soldații și l-or lăsa pe Domnul Hristos în pace. Nu! Dorință de aventură, iubire de aventură. Asta a fost și la noi. Venim acasă, am ajuns la Roșia de Secaș într-un sfârșit, undeva pe la 11 noaptea, când tocmai se făcea rugăciunea de mulțumire, ne-a pus la o cântare, venim acasă, cu capul așa, în jos, cu coada între picioare. Părinții: băi, ce-i cu voi? Băi, uite, ne-am povestit, că eram sincer, n-am ascuns față de ei nimic. Și se vede tatăl meu la noi și zice: 3 măgari mergeau în misiune. Eram 3 oameni care mergeau să lucreze pentru noi. Asta vă rog de mine. Pentru că asta a fost la dorința de aventură. Plus că ne uitam în viața lui Ioan Marcu, vedem iubirea de nestatornicie, dorința asta să nu fie statornic, să nu stea undeva într-un loc. Fapte, capitolul 13, versetul 13. Pavel și Pavel se iubeau pe unii bolnavi de Pavel și s-au dus la Perga în Pamfilia. Ioan s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim. Adică, ei au plecat din Antiohia, spune fapte capitolul 13 cu versetul 4. S-au dus spre Seleucia și de acolo au luat corabia și au plecat în Cipru. În Cipru erau rudenile lui Marcu. Barnaba și Marcu aveau neamuri în Cipru. Ori s-a dus și a vizitat rudenile, neamurile și când să plece mai departe, să plece în Asia, în misiune, o zi, fac de mine, eu nu mai stau, plec, dar unde te duci? Mă duc acasă. Unde? La Ierusalim. Nici măcar în Antiohia. Spune Ioan Gură de Aur despre el, pe fotor de mama. Nu știu dacă trebuie să scrie în Biblie.
Dar ceea ce văd în viața lui Marcu și văd și în viața mea de multe ori, și în viața multor de multe ori, este o nestatornicie. El n-a fost statornic, a pornit într-o călătorie și n-a dus-o la bun sfârșit. Spune Psalmul 1 foarte clar, tot ce înțipe duce la bun sfârșit. N-a fost. Era eu apa. Nu a fost statornic. Se mă uit în Scriptură și văd alte exemple de oameni nestatornici, care Biblia spune că scava și nu te poți baza pe ei. Frate, ții cu mine o zi de post. Țin. Pentru că spui mine cu el, îmi pare rău. Mă doare stomacul și n-am putut să țin. Am fost în vizită la un frate care a avut o firmă mare cu sute de angajați, a dat faliment, s-a întâlnit într-o zi cu un tânăr în oraș. Tânărul a zis, frate dragă, uite, am vorbit cu mai mulți frați din mai multe părți să postim pentru tine și pentru problema ta. Post, rugăciune, tot în regulă. Și fratele se duce să-și rezolve ceva de ale casei și ajunge în centru și îl vede pe tânărul nostru la ora 12, stând în fața unei farfurii mari cu mâncare. Mi-au și zis ce avea în farfurie. Zice, băi, așa m-am înfuriat de numai. Adică eu dau faliment, vine el și îmi propune, nu se întâmplă nimic. Nu fi fost în mintea lui când o postit azi noapte, era supărat. Și uite, oamenii din vremea noastră sunt caracterizați de această nestatornicie. De aceea Domnul Hristos spune că atunci când va veni Fiul omului, oare va găsi credință pe pământ? Pentru că oamenii sunt nestatornici. Nu mai cred în Dumnezeul de altă dată. Nu mai cred în lucrările de altă dată. Domnul să aibă milă de noi. Se spune că în centrul unui oraș a trecut un copil și cu maică sa și era acolo în port, se mai pune în Cluj câteodată și era acolo o echipă de medici care lua oamenilor glicemia, tensiunea și așa mai departe. Și un domn gras, mare, se suie pe un cântar, portat, părea cântar, dar măsura glicemia, măsura indicele de grăsime din corp. Și cântarul ăsta, afișajul electronic, arăta 40. Se apropie copilul și merge, mamă dragă, zice, nu știu ce se întâmplă. Omul așa mare să aibă 40 de chile. Ce lasă copile, poate e stricat cântarul. Nu, mamă, zice, cred că știu care e problema, e gol pe dinăuntru. Și știți ce am tras, ce concluzie am tras de aici? Creștinismul de astăzi este gol pe dinăuntru, în marea majoritate a bisericilor. Altă dată și eram copil și mă duceam la biserică și știți cum cobora Duhul Sfânt în câmpia turzii la subsol? Cobora Duhul Sfânt acolo unde curgea apa pe pereți și unde erau niște baterii de 4,5V în tavan cu niște beculețe chioare, că abia puteai să citești în Biblie. Și când cobora Duhul Sfânt, își ridica toată adunarea mâinile sus. Încă din timpul predicii se ridicau, că nu mai puteau să stea pe scaun, că era prezent Domnul acolo. Și eu, copil fiind, nu mai țin minte predicile, nici nu-mi plăceau predicile. Abia așteptam să termine predicatorul, să mă duc acasă. Asta era dorința mea, să gate, să termine, să mai predice atât și am ajuns eu să predic. Și știți care era problema? La rugăciune, când îmi ridicam și eu mâinile, numai atâta, că nu îndrăzneam mai mult. Mi era frică să le ridic mai sus pentru că mă știam copil fiind, păcătos. Și dacă le ridic mai sus, mă electrocutează puterea lui Dumnezeu. Și nu mai am putere să stau în prezența lui. Și mi era frică de Dumnezeu. Și frica asta. Și reverența și prezența asta lui Dumnezeu în biserică mi-a rămas întipărită în minte, în memorie, până la capătul vieții. Uite, era un om care iubea nestatornicia. Mă duc cu Pavel, nu mă mai duc. Mă duc în misiune, nu mă mai duc. Ne-am format și noi
Pe la vârsta de 17 ani, atunci am început misiune, ne-am format un grup și mergeam în misiune și am găsit câțiva tineri și băi, merge, merge. Și la un moment dat, pe vreo două misiuni, mergem să luăm cu mașina de casă. Ne pare rău, dormim, ne-am lăsat vorbă la părinți, să dormim, suntem obosiți, nu mai putem. Mergem la dormicie și doamne, ce vreau la dormicie, eu asta o aștept. Ba, iubirea acestui marcu este și o iubire de marcu. Este aici în prezența marelui Pavel, a marelui Pavel, a lui Sila, niște titani ai lui Dumnezeu. Și zice, vreau să-i vin, dar totuși, dacă vin, lasă că fac o scizură. Sunt grupul ăsta de oameni sfinți ale Dumnezeu și este și o dorință de marginalizare, voia să fie mai margine, mai singur după Dumnezeu. Și am observat și această tendință în vremea noastră. Întâmplătorii, capitolul 18, spune că seminția lui Dan a venit pe țării Lais pentru că n-aveau legături cu alți oameni. Și apostolul Pavel zice, fugi de poftele tinereții, dar urmărește neprihănirea, credința, dragostea împreună cu cei ce iubesc pe Domnul și îl urmează dintr-o inimă curată. Nu poți să alergi pe calea către cer de unul singur. Am întâlnit într-o zi un tânăr și m-a durut foarte tare, ascultându-l. Zice, gata, mi-a vorbit Dumnezeu într-un vis de noapte, mă pocăiesc, mă întorc la Domnul. Și am zis, primul pas trebuie să vii la mărturisire, te duc eu într-un loc, te rog frumos, vino repede. Nu trebuie să am în ziua cercetării, ziua mântuirii, te rog, vino. Și-a zis, nu mai gândesc. Și-a trecut timpul și l-am întrebat, cum merge pocăința ta? Zice, am găsit multe lucruri interesante pe internet. Interesant e și iadul, să știți. Foarte interesant. Și unii care caută lucruri interesante în Scriptură, și eu am luat-o. Și am citit-o după ce am parcurs alte cărți și citeam Biblia și râdeam de ea și nu-mi plăcea. Și la un moment dat m-a marcat cuvintele Sfântului Augustin care spunea adevăr să căutăm în Scriptură. Căutam în Biblie, aici a fost o vorbire frumoasă, o expresie extraordinară. Dar nu asta trebuie să caut. Eu trebuie să caut adevărul și Iisus este calea, adevărul și viața. Amin. Ori aici este Ioan Marcu și omul acesta iubește marginalizarea. Constantinopolul a fost cucerit de către 100.000 de turci, în timp ce 7.000 de creștini stăteau înăuntrul zidurilor și apărau cetatea asta care avea vreo 12 km de ziduri groase. N-au putut să le dea jos nici tunurile turcești, n-au putut să le dea jos absolut nimic, nici atacurile, nici scările aruncate pe ziduri. Cei 7.000 stau eroic înăuntru. Într-o seară, într-o noapte de martie, dacă nu greșesc, a fost uitată o poartă într-unul din zidurile alea imense. O poartă a fost uitată deschisă. O poartă mică, o portiță. Și pe acolo au pătrunut urmane și a fost luată cetatea. Și asta a marcat finalul evului oameni, frați și surori, în momentul când noi ne separăm, ne marginalizăm, nu este bine, diavolul abia așteaptă să facă lucrul acesta creștinul, ca să-l bată, să-l termine. Ori găsim pe Ioan Marcu și mă duc mai departe și-l văd într-o postură bună. Iubirea lui, care a fost imatură înainte, se transformă, se schimbă. Și omul acesta începe să iubească altceva. Bineînțeles că era un amalgam în mintea lui și în ființa lui. Și în timp ce poate o iubea pe mama și vroia să fugă acasă, el iubea și biserica și ăsta e lucru bun. Asta e o iubire bună. Iubirea de adunare, iubirea de părtășie. În moment ce el iubea marginalizarea și voia să fie numai el cu vărul Barnaba și să meargă în Cipru la Rudenii și să mai predice, să mai facă și misiune.
El iubea foarte, foarte mult biserica. Notați că în casa acestui om, conform Faptei capitolul 12, conform Marcu capitolul 14 și alte texte din Biblie, s-a instituit prima cină din istoria bisericii. A fost prima biserică ce s-a adunat vreodată în lumea asta, în casa lui Ioan Marcu, aproape de Ierusalim, cum avem noi cântarea aceea. S-a primit prima dată botezul cu Duhul Sfânt. Nu era de lepădat această casă, această biserică din casa lui Ioan Marcu, din casa mamei lui. A fost o casă extraordinară și a fost primul loc în care Domnul Hristos s-a arătat ucenicilor lui. Iubire matură, iubirea de biserică. Ajunge Sfântul Petru să numească pe Marcu fiul meu. Era, din punct de vedere spiritual, fiul lui. Lucru mare, lucru foarte mare. Și merge mai departe. Iubirea lui era și o iubire până la urmă de lucrarea lui Dumnezeu. O iubire de lucrarea Domnului Sfânt. El a început să o aibă, să-i pulseze în inimă în așa fel, încât în Coloseni, în capitolul 4, apostolul schimbă atitudinea față de el și spune că este de mare folos în lucrare. Și când era în închisoarea Romei și scrie lui Timotei, în 2 Timotei capitolul 4 cu 11, zice, dacă vin vizită pe la mine, atunci și pe Marcu. Dar de ce? Marcu a început să iubească cu adevărat lucrarea lui Dumnezeu. Să lucru mare. Am citit că aici la dumneavoastră în Dej a fost un inspector de poliție cu numele de Tarța, cred că Liviu. Și omul acesta a fost transformat de Dumnezeu, așa cum spuneam, în tipurile astea de iubire, iubire de lume, avea mai multă iubire decât Marcu. La un moment dat, omul ăsta care venea la biserică în Dej și înregistra programele, înregistra slujbele divine, le ducea acasă pe reportofon și vecinii lui care auzeau înregistrările de prorocii, de cântări, de predici, se pocăiau vecinii, cel niciodată. La un moment dat omul ăsta paralizează și așa de rea a fost paralizat că nu mai putea nici măcar să vorbească. Și a făcut semn unei surori de-a lui. Și a făcut semn că să se roage biserica, că el trebuie să fie atins de Dumnezeu. Și femeia asta, care era pocăită, îi spune, tu trebuie să te pocăiești. Și are într-o noapte un vis și în visul lui vede că pe cer se întâmplă ceva, apar niște flăcări mari de foc, focul acesta cade pe pământ, începe să ardă casă după casă, se apropie de el, el este pe drumul ăla cu ogna de lui și urcă undeva în sus pe țipleșului unde era biserica. Și apare lângă el un bărbat înalt și zice, eu sunt Iisus. Să zic că eu o să te însoțesc până la capătul vieții tale dacă te pocăiești. Tu te duci acum spre biserică, tu nu ești mântuit, tu n-ai ajuns la biserică. Dar uite ce prăpăd vine în urma ta, uite ce o să se întâmple cu tine. Tu trebuie să te pocăiești, dar cum să o fac asta, Doamne? Știi cum? Uite, îți dictez numărul de telefon al lui Sandu Marin. Sună-l pe el. Și în vis primește numărul lui Sandu Marin. Se notează. În vis, nu știu, l-a notat în minte. Se trezește, știe numărul, știe numele lui Sandu Marin, știe că Iisus l-a întâlnit, știe că trebuie să pocăiască și tot meditând la ce a visat, aude o voce. Scoală-te că te-am vindecat. Și sare în picioare și vindecat. Merge la telefon, hai să probezi, numărul știu. Formează. Alo! Familia cu tare? Da! Păstorul e acasă? Nu, zice, nu. Era soția lui Sandu Marin. Trece timpul, zice, îmi pare rău, slujba cu tare, nu mă mai puteți, gata. Și are o descoperire din partea lui Dumnezeu, el personal, și aude o voce. Dacă nu te pocăiești, te pun iarăși la pat până te vei împăca cu mine. Și ajunge iară paralizat pe pat. Și merge fratele Sandu Marin, auzind de întâmplarea lui, se roagă pentru el, Domnul asta am citit în istoria pentecostalismului, fraților și surori. Dacă știți sau nu știți întâmplarea, nu știu, dar v-am zis-o. Uite, ce important este să iubești lucrarea lui Dumnezeu. Cei care iubesc lucrarea lui Dumnezeu, iubesc și pe lucrătorii lui Dumnezeu. Dumnezeu
Dumnezeu îi cunoaște și pe ei și face Domnul ca ei zâmbesc, să fie numai un picor de lucrarea lui Dumnezeu. Amin. Și apoi despre Marcu citim că a mai iubit și Biblia. A început să scrie această evanghelie minunată, în care cuvântul îndată, îl folosește de 41 de ori. În timp ce Matei, de exemplu, îl folosește de vreo 18, Ioan numai de 8, Luca de vreo 10 ori. El a fost așa de marcat de faptul ăsta că trebuie să meargă, să se întâlnească cu Dumnezeu, să facă voia lui Dumnezeu, să-l asculte pe Petru, să fie calmaciul lui Petru. A scris o evanghelie deosebită pe care mi-a cunoscut evanghelia după cum s-a transformat iubirea lui. Cum? Nu știm. Dar cred că el s-a întâlnit în mod personal cu Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Și o întâlnire personală cu Dumnezeu te schimbă, te transformă. Te-ai întâlnit cu iubirea. Spunea Sfântul Augustin, iubește pe Dumnezeu și fă ce-ți place. Și adevărat, sunt unii care fac ce le place și apoi îl iubesc pe Dumnezeu. Doamne, iartă-mă că eu te iubesc. Nu. Dumnezeu zice, în primul rând mă iubești pe mine și cel ce mă iubește pe mine va împlini porunțile mele. Și după ce împlinești, atunci poți face ce-ți place, adică ce-i place lui Dumnezeu. Vedeți că e o capcană. Vreau să vă spun la rugăciune și apoi o să pun punct. La rugăciune, pe când eram aici în mijlocul vostru, am văzut că erau niște bariere puse între, în special pe partea tânără și lume, și diavolul tot se lupta să facă breșe, să facă ruptură în cadrul acestor bariere și mulți se zic, Doamne, am văzut că erau niște ciocane vrăzmașe care izbeau cu mare, mare, mare putere aici, în mijlocul poporului și în special pentru toate le spunea diavolul, nu veți reuși. Ei voiau, erau mulți dintre ei care vreau să copie de Domnul. Și diavolul spunea, nu o să reușească. Și diavolul i-a surzea cu sunetele și cu zgomotele astea terifiante pe care le spunea, nu veți reuși. Apoi, am văzut că erau special copii care aveau un dor, o dorință, nu era bun, nu era ca acolo. Vroiau să-și pângărească, să-și murdărească trupul, pentru că ei considerau că astfel vor putea gusta adevărata libertate. Și Domnul spunea nu, că vor deveni sclavi. Li se trăgea un semnal mare de alarmă. Apoi, la final am văzut că erau chiar unii care îl considerau pe Dumnezeu, Dumnezeu doar din punct de vedere teoretic. Citeau despre, cred, era doar teoretic. Și Domnul a apărut în mijlocul bisericii și a adus niște aripi ca de porumbele, niște aripi albe. Și voia să le dea celor care nu mai aveau putere ca să treacă peste obstacole. Fraților și surori, Dumnezeu este aici, în mijlocul nostru. Noi nu trebuie să ne temem de atacurile celui rău, de ce ar vrea diavolul. Noi avem Dumnezeu și suntem copiii Lui. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare înaintea Lui. Și în seara aceasta să-i spunem, Doamne, îți mulțumim că ai fost cu noi aici, adesea la numărul 1. Și, Doamne, dacă biserica asta este numărul 1, fă-o să fie cea din tâi în fapte bune, în credință, în nădejde, în dragoste, în toate lucrurile bune. Și Domnul să ne cerceteze la aceasta. Și la Dumnezeu să ne mulțumească Domnului. Haideți să ne rugăm cu toții.